Nu pot spune că problema e mai cu seamă relevantă atunci când bunurile sunt interșanjabile. De exemplu, aduci apă într-un oraș și fie o aduci cu... O poți aduce cu camioanele, o poți trage dintr-un râu sau o poți fabrica artificial. Știi? Dar dacă, să zicem, bunul de consum e legat de ăla de producție, adică cu tare chestii le faci doar din aur, ai avea un fel de ordine, nu fizicalist. Așa. Sigur că da. Nu? Deci dacă toate bunurile, cum zice Mises și Rothbard și mulți economiști, sigur că da, dacă toate bunurile ar fi, cum se zice în jargon economic, specifice, ar avea o singură utilizare, iarăși problema economică ar dispărea. Ar fi reductibilă economia la tehnologie. Da? Pentru că are o singură utilizare. Problema e că bunurile au diverse grade de convertibilitate și pot fi utilizate în multe procese de producție. Și asta e poanta. Cum hotărăști ca un bun utilizabil în multe procese de producție să fie utilizat în direcția cea mai remunerativă, cea mai eficace, cea mai eficientă economic? Cum hotărăști acest lucru? Cum în economia de piață s-a consolidat calcul economic? Mises zice, când abolim calcul economic, ce punem în loc în socialism? Nu știu dacă e deloc nu e argumentul lui Mises, dar în capul meu e, și vreau să vedem dacă putem să facem paralela asta, în capul meu prețurile sunt și ar trebui să fie libere, tocmai pentru că sunt ca un limbaj. Ai foarte mulți oameni care trebuie să se înțeleagă între ei, e evident asta deja între noi, dar așa cum nu te apuci să controlezi limbajul, cu toate că în ultima vreme se întâmplă și asta, la fel n-ar trebui controlate prețurile, pentru că ele vorbesc, fac ca oamenii, chiar dacă nu vorbesc aceeași limbă, măcar prin prețuri sunt în stare să se înțeleagă. De acord, e foarte interesantă paralela. De altfel, paralela asta între instituția monetară și a prețurilor monetare și limbaj a făcut-o și Hayek. Și cred că e foarte utilă. Și apropo de paralela asta, și Jordan Peterson, unul dintre motivele pentru care el se împotrivește ideii de compelled speech este că ne prostește gnoseologic, adică nu ne permite să experimentăm și să cunoaștem și să numim corect lucrurile, da? Cum zice Confucius prin Analecte și cum zic și părinții bisericii, că când Dumnezeu i-a zis lui Adam să dea nume lucrurilor, a fost un exercițiu de contemplare a esențelor lucrurilor puse de Dumnezeu în ele. Și cumva, deci, dacă nu permiți limbajul liber, creezi o problemă de cunoaștere. La fel e și cu prețurile, într-adevăr. Dacă nu permiți libertatea prețurilor, nu le permiți oamenilor să se angajeze în acea diviziune a muncii din care se emeargă acele prețuri cu adevărat utile, care chiar reflectă realitatea din spate. Realitatea aici în speță fiind raritatea resurselor. Da, raritatea relativă a resurselor din societate. Și revenind cumva la o întrebare pe care cred că am părăsit-o așa cu logoreia mea obișnuită, ziceai și ce facem cu intervenționismul și socialdemocrația actuală. Mises a construit un argument împotriva intervenționismului pe considerentul că are o dinamică, nu e un sistem stabil și va duce cumva inevitabil, dacă e să fii consecvent, către socialism, dacă vrei să fii consecvent cu intervenția, sau dacă vrei să fii consecvent cu eliminarea intervenției și a consecințelor ei neplăcute, putem eventual intra în discuția asta, te reîntorci în piața liberă. Mai mult decât atât, ucenicul lui Rothbard a venit cu ideea aceasta de insule de haos calculațional, adică problema calculului economic își produce efectele mai din vreme, nu numai la socialismul total.